Dragilor, iată-ne la cel de-al doilea eveniment al zilei de sâmbătă, 4 iunie, aici la a 15-a ediție Bookfest, la standul editurii Herald. Conectare în cuplu prin dialogul Imago, cărțile pe care le lansăm astăzi, jurnal de cuplu și primește iubirea pe care ești de Herbie Hendrix și Helen la Kelly Hunt. Invitatele noastre de astăzi, Raluca Tita, psiholog clinician, psihoterapeut Imago, Nicoleta Burlacu, de asemenea psiholog clinician, psihoterapeut Imago și Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ. Ne naștem dintr-o relație, ne rănim într-o relație, ne vindecăm printr-o relație, spune Herbie Hendrix, autorul cărților. Intrăm în relații purtând răni emoționale din copilărie. Ajungem să ne petrecem cu acei oameni care ne oferă o șansă de ieșire din blocajele emoționale timpurii. Indiferent în ce etapă a relației te afli, îți poți oferi soluții pentru rezolvarea conflictelor și pentru obținerea unei relații de cuplu echilibrate și armonioase. Prin terapia relațională Imago poți învăța să vorbești, să te exprimi, să transmiți un mesaj, dar și să înțelegi sau să empatizezi mai bine partenerul de cuplu. Când vine vorba despre iubire, cuplu și relații longevive, relații de lungă durată, este esențială construirea unui dialog corect pentru a gestiona eficient posibile neînțelegeri sau crize. Terapia Imago afirmă că sentimentele experimentate în relațiile din copilărie vor apărea în relațiile adulte. Înțelegând modul în care experiențele și sentimentele negative din copilărie transferă în relațiile cu adulții, putem înțelege mai reacțiile noastre față de partener și, bineînțeles, reacțiile partenerului față de noi. Raluca, aș vrea să ne faci o scurtă introducere în ceea ce psihologul Imago, să ne spui instrumentele acestei terapii și cum o facem noi ca oportunitate de dezvoltare atât a relației, dar și a sinelui nostru. În primul rând, bună ziua și bună ziua și bine v-am găsit. Ca o idee de început, ce aș vrea să împărtășesc este că, deși așa când auzim cuvântul Imago, ni se pare destul de ambigu, nu știm unde să-l localizăm, cam ce înseamnă Imago. Realitatea este că Imago, pe cât pare de complex poate cuvântul, este foarte simplu, este imaginea ta în oglindă. Cam așa se traduce în termeni largi. Ce înseamnă dialogul Imago este, pe scurt, cum să construim un dialog profund, un dialog real cu partenerul nostru, cu copilul nostru, în așa fel încât în permanență să ne simțim în contact, să ne simțim valoroși, să ne simțim iubiți și, în ultimul rând, să ne simțim în siguranță. Pentru că, iată, tocmai am descris stâlpii sănătoși ai unei relații. Dialogul Imago asta face, ne ajută să avem în toate mediile noastre de viață relații sănătoase, relații care să ne hrănească, nu să ne consume. Principiile Imago, asta m-ai întrebat? Ok. Principiile Imago sunt acei trei stâlpi, la fel poate să sune așa mai deosebit. Sunt oglindirea, asta înseamnă că îi vorbesc partenerului meu așa cum aș vrea să mi se vorbească mie și partenerul mă ajută să înțeleg ceea ce am spus. Cred că o să găsiți așa informații, filmulețe, exact cam cum se face treaba asta. Dacă nu, cu prima ocazie vă invit să participați la un workshop, fie și demonstrativ, să vedeți exact despre ce este vorba. Validarea este cel de-al doilea stâlp. În momentul în care
partenerul îmi validează și eu la rândul meu validez partenerului meu ceea ce simt, de face sens pentru mine, ceea ce ce discutăm, fie că discutăm lucruri uzuale, normale, sau fie că avem un dialog despre un subiect frustrant, ceva ce trebuie să reorganizăm în relația noastră de cuplu. M-am verificat, colega mea. Și al treilea este empatia. Atât de simplu, atât timp cât în dialogul, indiferent subiectul pe care îl discutăm, rămânem empatici, atenți la ceea ce ni se spune și suntem, așa cum se spune, niște ascultători pasivi, dar și activi în același timp, da? Ascultăm cu atenție, rămânem empatici, fără să dăm fructul emoțiilor din prima, alea care ne vin în mod natural și rămânem în zona de conținere. Da? Dar oricum, așa ca și teorie, pentru că întotdeauna îmi place să fac sens, ca și teorie este foarte mult de spus. Noi avem aici două cărți pe care foarte frumos le-ați reprezentat și vă încurajez să le răspăiți pentru că ne lămuresc cam ce înseamnă dialogul Imago. Ocazie să participați la o ședință sau un workshop demonstrativ care este mult mai valoros. Face sens cum să folosesc locul ăsta în viața mea. Mulțumim, Raluca. Nicoleta, când ai venit, tu ai venit cu cărțile de acasă și primul lucru care m-a impresionat, Primește iubirea pe care o dorești, a lui Herbie Hendrix, e plină de însemnări, de postituri. Deci a fost ca un fel de lucru. S-au scris, și noi știm asta, s-au scris multe, foarte multe cărți pe tema relațiilor de cuplu, dar cartea Jurnal de cuplu, cea mai nouă carte a lui Herbie Hendrix, nu este o simplă carte de terapie pentru cuplu, este un manual, un ghid practic, un instrument de lucru pentru cei doi parteneri. Este o carte plină de exerciții pe care autorii îi invită pe cei doi parteneri să rezolve exercițiile din cartea respectivă, să o citească împreună. Ce o face pe această carte, Jurnal de cuplu, o carte specială, deosebită? În primul rând, bună ziua! Mă bucur că sunt aici. Ceea ce vă pot spune este că orice materie care este predată în momentul în care mergem la școală are parte teoretică și parte practică. Da? Aici avem partea teoretică și aici avem partea practică. Noi nu putem să funcționăm dacă nu avem o parte practică, dar nici dacă ne lipsim de partea teoretică. Da? Tocmai asta face Jurnalul de cuplu. De fapt, Primește iubirea pe care ți-o dorești, este manualul, te învață ce anume ai nevoie ca să poți să duci la bun sfârșit acest jurnal, care este împărțit în 12, hai să zicem așa, sesiuni, să nu zicem ședințe neapărat, da? Care, cumva, timp de o săptămână, ar trebui să, nu știu, să reflectăm la tot ceea ce înseamnă fiecare sesiune. Și acest jurnal îl face deosebit prin faptul că ne creează un stil de viață sănătos în relațiile pe care le avem. În relația, nu numai în relația de cuplu, el ne ajută și în relațiile pe care le avem la serviciu, cu copiii noștri. Ne învață un stil de viață sănătos, cum să interacționăm cu persoanele din jurul nostru în așa fel încât să nu intrăm în defensivă și în așa fel încât creierul nostru emoțional să nu se declanșeze de fiecare dată când cineva îmi spune ceva care mie nu-mi convine. Da? Dacă, ca să vă dau un exemplu, este în momentul în care mă duc la serviciu, da? Și îmi atrage atenția șeful în fața colegilor, tendința mea este să intru în defensivă. Nu este tendința de a înțelege că el vorbește din punctul lui de vedere, din experiența pe care el a avut-o în copilărie. Și atunci cumva creierul emoțional în momentul în care îl activăm, în momentul ăla îmi vine să spun lucruri râte, îmi vine să jignesc, îmi vine să spun lucruri care
poate că nu sunt la locul lor. Bineînțeles că după aceea, când intru din nou în creierul rațional, zic, mamă, ce-am făcut? Nu trebuia să fac asta, trebuia să fiu mai temperată, trebuia să mă gândesc înainte, doar că în momentele de genul ăsta noi nu ne gândim la cum ai putea să fii foarte rațional. Și atunci jurnalul de cuplu vine în ajutorul nostru să ne învețe cum să trăim și cum să facem aceste relații cât mai sănătoase, cât mai armonioase și cât mai liniștite pentru noi, de fapt. Da? Nu știu dacă am răspuns, dacă s-a înțeles. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta. Sabina. Harville Hendrix și Helen Lakely Hunt abordează problematica relației de cuplu sub toate aspectele, toate fațetele. De la perioada îndrăgostirii și până la, să spunem, iubirea matură, iubirea înțeleaptă. Cum abordăm lupta pentru putere în relația de cuplu și ce ar trebui să facem în așa fel încât această luptă să nu distrugă intimitatea cuplului? Bun, hai că pe fetele ai întrebat despre cărți, pe mine m-ai întrebat direct. Hai, cum rezolvăm asta cu lupta de putere? Zi! Aspect care se regăsește în Bineînțeles că se regăsește în carte. Da. Mi se pare că este una dintre cele mai interesante întrebări, pentru că este și este și foarte, foarte interesant când plecăm, știi, gândindu-mă tot la ce spun ei, apropo de, de citatul cu care ai început, cu faptul că ne naștem într-o relație, suntem răniți în relații și ne vindecăm în relații. Și toate lucrurile astea se bazează pe conexiune, pe a avea o conexiune. Iar ca să păstrăm conexiunea aia, e nevoie de siguranță. Și ca să avem siguranță, e nevoie să nu fim în conflict. Și ca să nu fim în conflict, e nevoie să putem să negociem limite și granițe. Și, de fapt, lupta de putere vine de aici. Ce spun ei, și mie mi-a plăcut foarte mult și mi pare că este foarte relevant, este că atunci când intrăm într-o relație, noi ne gândim în general la relațiile de cuplu și ei s-au specializat pe cuplu și în general despre asta vorbesc, dar în orice tip de relație există luptă de putere și este atunci când suntem atrași de cineva sau intrăm într-o relație cu cineva cu care avem niște răni similare, există ceva care este comun între noi, dar avem mecanisme diferite de a gestiona lucrurile, de a face față, de a trece peste situații care s-au creat de-a lungul copilăriei în mare parte, dar și ca urmare a experiențelor pe care le-am avut. Și atunci, în momentul în care cunoști pe cineva care are mecanisme diferite de a supraviețui, de cele mai multe ori, cum spunea Nicoleta, se activează defensivitatea. Cum adică? Nu se poate. Mecanismul tău nu poate fi mai bun decât al meu, că pe mine al meu m-a ajutat să supraviețuiesc. Și ne luptăm pe cine are dreptate, de fapt, în a supraviețui. Și ne este foarte greu să acceptăm că putem să coexistăm chiar și în relațiile de cuplu în momentul în care există diferență între noi. Și ce spun ei este că lupta asta de putere este inevitabilă până la urmă și așa ne maturizăm. Nu avem cum să ajungem la o relație matură sau la iubirea matură dacă nu trecem prin faza de îndrăgosteală și apoi prin faza de luptă de putere, care într-un fel este și ieșirea din simbioză, din vai, nu mai e nimeni ca tine pe lumea asta, la aolo, stai un pic, nu mă așteptam să fie chiar așa ești, ce facem acum? Și la a trece de, ok, de aici până aici ești tu, astea sunt limitele tale, sau nevoile tale și ăsta e spațiul comun pe care noi încercăm să-l construim. Și ce aduc eu în spațiul comun și ce aduci tu, poate să creeze conflict, pentru că e o negociere constantă, da? Și dialogul imago este foarte de folos. Și apropo de a face din asta, din a învăța să dialogăm sau să comunicăm cu celălalt un stil de viață, presupune să creăm între spațiul ăsta comun și spațiul individual o mică părticică în care eu îmi iau un pic de timp să văd, ok, ce ai vrut să spui tu, ce am auzit eu, cum anume se reflectă treaba asta pentru mine, cum e pentru tine și ce rămânem, ce păstrăm împreună. Dar ca să ajungem aici, e nevoie ca eu să pot să mă uit la mecanismele mele
și să înțeleg că ale mele sunt, m-au ajutat să supraviețuiesc, dar ca să rămân în relația asta, s-ar putea să nu mă ajute pe mai departe. Și atunci lupta de putere să continue la nesfârșit, pentru că de fapt noi nu vrem decât să încercăm să-l convingem pe celălalt să supraviețuiască cum am supraviețuit noi. Dar nu e întotdeauna un lucru de dorit. Am răspuns la întrebări. Aș vrea să adaug ceva aici. De fapt, atunci când ne îndrăgostim și când iubim, este lipiciul dintre cele două persoane care se întâlnesc și fără acest lipici, noi nu am putea să intrăm în contact unul cu celălalt. Acest lipici este de fapt ceea ce ne unește pentru ca la un moment dat să avem această luptă de putere. Lupta de putere este cumva necesară într-o relație pentru că ne face conștienți de ceea ce noi am trăit și ceea ce putem să negociem. Dacă nu avem cu cine să negociem, e o problemă, da? Acea persoană care este în fața mea, dacă eu intru în conflict cu ea sau în luptă de putere, înseamnă că am cu cine să negociez și am cum să mă vindec. Apropo de vindecare, adică noi nu putem să avem o vindecare dacă avem lângă noi o momie, da? Și care nu răspunde la nevoile noastre. Deci clar că această luptă de putere este nevoie să existe în relație și dacă această luptă de putere este, să-i zicem așa, constructivă, atunci vindecarea nu o să întârzie să apară. Mulțumim, Nicola. Raluca, cum învățăm să ascultăm cu adevărat pe celălalt și să ne simțim la rândul nostru înțeleși și ascultați? Foarte frumoasă întrebarea. În primul rând că dialogul ne propune o poziție potrivită pentru a discuta. Ne încurajează să stăm pe scaune față în față. Facem un exercițiu? Hai! Aceasta este poziția dialogului. Aici este relația și totodată și spațiul dintre noi. E așa? Iartă-mă că stau cu spatele. Suntem încă în relație. Ceea ce face atunci când facem o ședință, terapeutul stă undeva în lateral, da? Și el ce face? Susține dialogul. În ședințele de terapie pentru, sau mă rog, în workshop-urile Imago, nu intervine decât să ghideze, să ne învețe să discutăm. Ne învață să discutăm cu sens. Întotdeauna dialogul începe cu apreciere. Și o să spuneți de ce ar trebui să apreciem dacă eu vreau să spun că a uitat să cumpere pâine și vreau să mă cert. De ce i-aș da o apreciere? Pentru că atunci când apelez la lucrurile pozitive dintre noi, înseamnă că din start creez un spațiu de siguranță pentru dialog, pentru conversație. Hai să facem o încercare, vrei? Noi ne cunoaștem de mult. Apreciez foarte mult la tine că întotdeauna ai rămas deschisă și dedicată oamenilor. Și acum eu o să fac oglindirea. Este oglindirea, partea de oglindire, exact. Da? Ceea ce apreciez tu la mine este că am rămas deschisă și dedicată oamenilor întotdeauna. Ai înțeles corect. Am înțeles corect? Mulțumesc. După care vin și îți spun, de ce nu m-ai sunat înainte? Ar fi fost mai bine să-mi spui că vii. Și deja discuția despre ce am vrea să reglăm sau cererea de schimbare de comportament pornește într-o notă puțin mai entuziastă. Nu neapărat pozitivă, dar entuziastă. De ce? Pentru că eu nu i-am accesat creierul. Nu s-a simțit din start certată. Noi toți venim cu rana reproșului. O avem de la tiparele noastre relaționale, care înseamnă tiparul relațional din partea părintelui pe care noi l-am ales ca fiind mai valoros pentru noi. Și apoi tiparul relațional, relația dintre părinți. Mai devreme sau mai târziu, deși sunt multe aspecte care poate nu ne-au plăcut în relația părinților noștri, noi le aducem în relația noastră.
Și o să spuneți de ce? Pentru că le cunoaștem. Chiar dacă poate sunt mai stresante sau comportamente nu tocmai care să faciliteze o relație sănătoasă, le folosim ca mecanisme de relaționare, pentru că le cunoaștem. De aceea. Ce aș vrea să adaug aici este faptul că, ca să fie mai clar un pic ce a spus Raluca, este aceste tipare sunt cumva așa să fac să dau un exemplu. Este ca și eu să zic că m-am născut în România, învăț româna și vorbesc foarte bine și la un moment dat va trebui să plec în China să vorbesc chineza. Da? Nu pot să fac asta pentru că tiparul meu de limbă a fost limba română. La fel este și în relațiile cu părinții noștri. Eu nu pot să preiau alt tipar decât cel al părinților mei, așa cum ei m-au educat și au știut să mă educe. Dacă m-au lăsat în timp ce plângeam, m-au lăsat într-un colț până să mă liniștesc, cel mai probabil că eu, în momentul în care o să intru în relație cu partenerul meu, o să plâng fără să-i cer lui ajutorul. Da? Până mă liniștesc, pentru că așa știu eu că este sănătos pentru mine. Acesta este un mecanism pe care eu mi l-am făcut. Sau o schemă cognitivă și comportamentală care am învățat-o și de care mă folosesc în viață. Orice, deci în momentul în care ajungem în familia noastră, da, părinții ne fac o predare a ceea ce ei la rândul lor au învățat. Nu avem cum să luăm alte tipare. Adică eu aș vrea să fiu, nu știu, un exemplu, aș vrea să mă bat cu băieții, da? Dar eu în familie la mine n-am avut ocazia asta. Și atunci nu pot să fac asta. Pentru că nu am învățat tiparul ăsta. Am învățat să mă retrag. Dacă vine cineva și îmi spune, vezi că strag una de nu te vezi, eu mă retrag și zic, ok, până aici, stai că nu mai suntem prieteni, da? Eu plec. În schimb, alt copil care a învățat și a spus părintele, când vine cineva și zice că strage una, tu îi și dai un pumn, adică nu stai să la discuții. El așa va face în viața de zi cu zi, da? Ca să înțelegeți un pic mai bine ce învățăm noi și cu ce venim în relație. Și atunci evident că în relația de cuplu luăm tot arsenalul pe care l-am învățat, tot ceea ce ne-au predat părinții și aplicăm, evident, fără să ținem cont că este o altă persoană, că poate nu mă tolerează la fel de mult. Și încă un aspect, tot legat de lupta asta de putere, în momentul în care eu mă hotărăsc, dar nu este la nivel conștient, este la nivel inconștient, mă hotărăsc să duc această luptă de putere, se termină lipiciu, ca să zic, da? În acel moment eu am o siguranță în cuplu. Adică eu lupta de putere o pornesc, da? Și la nivel inconștient, când sunt sigură că partenerul meu mă poate tolera. Nu pornesc din a doua zi după ce l-am cunoscut, că gândul meu este ok, poate mă părăsește și nu e ok. Și atunci lasă treacă o perioadă de câteva luni bune, după care încep să-mi arăt colții, da? Și de o parte și de cealaltă. De aceea sunt foarte multe discuții, bine, când apar copiii acolo este o altă poveste, dar în momentul în care eu îmi arăt colții, de foarte multe ori partenerul sau chiar și noi spunem, erai mai bine înainte, erai mai bun, erai mai amabil, apreciai mult mai mult lucrurile la mine. Da, dar eu nu pot să stau așa, pentru că pentru mine este o cenzură. Eu fac asta cu un efort foarte mare. Adică eu, de fapt, nu sunt așa. Și de aceea lupta de putere în momentul în care apare, da, dacă până atunci nu mă deranja că nu ducea tubul de hârtie igienică la gunoi, sau că își punea șosetele la capătul patului, ei, ce să vezi, după aceea mă deranjează, pentru că după aceea nu mai pot să tolerez. Am siguranță că tu mă vei accepta așa cum sunt. Deși poate că nu în toate cazurile este așa, dar cumva siguranța asta pe care am construit-o câteva luni îmi dă mie voie să fac toate lucrurile astea. Ați înțeles? Adică e destul de clar? Are sens? Îmi venea să continui să te întreb, bun, și de ce tolerăm în
faza de îndrăgostire și nu mai tolerăm după aceea. Da, drăguță întrebare. Până la urmă, tot noi suntem. Da, tot chiar noi dacă, suntem. Chiar dacă relația de cuplu are propria ei viață, propria ei evoluție și propria ei dinamică. Da, e foarte adevărat, doar că în momentul în care cunoaștem pe cineva, indiferent că este un partener care îmi va oferi o viață lungă lângă el sau nu, eu vreau să dau bine. Da? Și atunci eu mă comport așa ca să dau bine în fața celuilalt. Și cel mai drăguț exemplu pe care eu, mă rog, nu mi s-a întâmplat, dar nu e târziu, în momentul în care te duci la un restaurant și trebuie să mănânci tot felul de sofisticături și te invită partenerul să mănânci, nu știu, pește și n-ai mai mâncat niciodată, și în momentul în care ajungi în acel restaurant, tu, ca să dai bine, îi spui că nu-ți e foame. E singura variantă, da? Nu mi-e foame, dar tu ești leșinat că de fapt astăzi te-ai ocupat doar să te aranjezi, să te machiezi, să te coafezi, să te îmbraci frumos, n-ai mâncat nimic toată ziua. Dar din dorința de a nu mă face de rușine, pentru că iarăși rușinea este ceea ce purtăm cu noi în spinare toată viața. Și ca să nu mă fac de rușine, evident că nu mănânc, adică prefer să nu mănânc. Fac exercițiu până data viitoare și încerc să-l mănânc peștele ăla. Sau, dacă trec câteva luni, în momentul în care mă duc, nu mai îmi pasă. Ok, nu știu să mănânc. Și ce dacă? Învăț. Da? Dar asta nu fac la începutul relației, pentru că eu vreau să dau bine, să mă iubească diferit, adică așa cum eu de fapt nu sunt, da? Cu cenzura mea, cu lucrurile care dau bine în relația cu tine. Da, aș vrea să mai zic și eu ceva aici, că mi se pare că un lucru foarte important e și ce se întâmplă la nivel chimic și ce se întâmplă la nivel de neurotransmițător și de dopamină și de, pentru că la început, da, când spui tu, e mai ușor să tolerezi pentru că este potențialitatea asta și imaginea, noi da, vrem să-l vedem pe celălalt în versiunea cea mai bună din mintea noastră, în proiecție, da, pentru că altfel nu ne-am îndrăgostit dacă nu ar exista această proiecție și vrem să fim văzuți în versiunea noastră cea mai bună. Eu nu cred că nu suntem așa, doar că nu putem să fim doar așa. Că nu e nimeni perfect. Noi suntem așa cum ne vede celălalt și celălalt e așa cum îl vedem. Și când ne-am îndrăgostit de asta, în dialogul imago întâi mergem pe aprecieri. Pentru că apreciem lucrurile alea pe care le-am văzut, doar că ala nu e tot ce e. De la un punct încolo, după ce dopamina scade, misterul, da, începi să-l cunoști pe celălalt și nu mai ai aceeași toleranță, pentru că timpul ăla pe care la început zici, lasă că asta se va rezolva în timp. Eu voi rezolva, celălalt se va schimba, cineva va face ceva diferit. Da, zici, bă, a trecut un an, ăsta nu face ce, adică e aceeași, trebuie să fac ceva. Și lipiciul ăla de care spune Nicu nu se mai țină acolo, pentru că nu mai are ce să-l țină. Da? Decât efortul și munca și o disponibilitate de a învăța despre celălalt și de a învăța și de a-l accepta pe celălalt și în perioada de îndrăgostire, și cu tot bagajul cu care vine, pentru că doar așa putem să-l arătăm și noi pe al nostru. Sabina, pentru că spunea ceva mai devreme în intervenția anterioară Nicoleta despre tiparele relaționale moștenite, preluate de la părinți. Cum descoperim adevăratele motive care au dus la alegerea partenerului actual? Păi e un pic de introspecție aici. Fără un pic de introspecție cam greu să descoperim așa. Nu vine niciun porumbel. Eu am mai așteptat așa, dar nu. Cred că tocmai ideea asta de... dacă plecăm de fapt de la teoria Imago, care spune că noi ne alegem persoane care sunt în imaginea, da, figurii de atașament cea mai semnificativă, cum spunea Raluca, dacă noi ne alegem inconștient un părinte care este mai valoros, nu este mai valoros pentru că, nu știu, îi dăm noi o valoare aparte, ci pentru că legătura emoțională de la începutul vieții a fost mai calitativă sau mai importantă pentru supraviețuirea noastră și pentru dezvoltarea noastră, indiferent în ce sens, că nu trebuie să fie neapărat de bine, doar că în inconștient pentru noi ei
părintele respectiv, da, figura de atașament, este cel care ne-a ajutat să supraviețuim emoțional sau în funcție de care noi am învățat cum să fim atenți la mediul din jur, la atmosferă și cum să răspundem psihic și emoțional la ce, la ce ni se cere pentru a primi sentimentul de apartenență, de validare, de iubire, de conexiune, de whatever. Și în momentul în care alegem sau suntem atrași de cineva, inconștient asta căutăm. Căutăm fie să repetăm, să reparăm dacă am avut o relație bună sau, nu știu, cum mai îmi spun mie oamenii, mamă, am avut, mama mea a fost cea mai minunată și o caut în toată lumea, sau, da? Pentru că știu ce m-a făcut să mă simt bine. Sau, dimpotrivă, încercăm să reparăm. Adică am avut o relație foarte disfuncțională, da, cu părintele de care, de fapt, eram cel mai atașați, am fi vrut să primim iubire și respect sau, nu știu, orice și nu am primit și atunci căutăm exact opusul. Încercăm să alegem persoane care sunt contrare imaginii, așa credem noi, dar inconștient, de fapt, întâlnim același lucru. Și eu am o poveste drăguță aici legată de tiparul ăsta relațional. Eu sunt căsătorită de 13 ani și într-o relație de 20 de ani și când l-am cunoscut pe soțul meu, noroc că mi l-a scos soarta la benzinărie, că altfel nu mă găsea, eram de regulă numai în facultate și lucram și nu făcea parte din nicio listă. Nu aș fi ieșit niciodată cu un bărbat gras, era gras pe vremea aceea. Cel mai gras pe care îl văzusem. Nico știe. Nu făcea parte din nicio categorie și totuși atât de familiară m-am simțit cu el și atât de confortabil și în siguranță și îi povesteam ori întregi multe lucruri, deși eu mă uimeam și oamenii mă întrebau, prietene, care e problema ta? Ce neregulă aici? Și zic, băi, nu știu, e atât de fain și are potențial și e drăguț. Ei, și vin într-o zi acasă, îl prezint mamei și mama îmi zice... E gras ca frate, tu de-aia l-ai ales, nu? Și atunci mi-a picat fisa. Da, așa este. Eu am o relație foarte bună cu fratele meu și da, despre asta era vorba. Dar atunci, la momentul ăla, când noi ieșeam și ne cunoșteam, nu-mi dădeam seama că despre asta este vorba. Între timp, povestea este că amândoi au slăbit. Și eu. Mulțumim, Raluca. Nicoleta. Cum reușim romanticul și făcând referirea pe care ai făcut-o tu, dialogul, terapia Imago se aplică prin instrumentele și principiile sale la toate relațiile pe care noi le avem. Chiar dacă astăzi, în mod specific, vorbim doar despre relația de cuplu, cum reușim să eliminăm negativitatea din viața noastră cotidiană? Prin jurnal de cuplu. Da, pare simplu, da, prin jurnal de cuplu. În primul rând, ar trebui să facem eforturi și dintr-o parte și dintr-alaltă să vedem părțile bune ale partenerului, așa cum le vedeam la început. Pentru că la început, într-adevăr, dacă stăm să ne gândim, vedem lucrurile pozitive, vedem lucrurile frumoase în partenerul nostru și în partenera noastră. La lupta de putere nu mai vedem acest lucru. Și atunci cumva readucem viața în, sau mai punem un pic de lipici, da, în relație, încercând pe cât posibil să văd părțile bune. Adică, în momentul în care mă trezesc dimineața, asta evident că îmi trebuie atenție pentru asta, adică nu pot... Dacă el este plecat de dimineața și până seara și merge înainte să mă trezesc eu și înainte vine după ce adorm eu, nu am cum să văd părțile respective, da? Dar și așa poate, dacă vorbesc la telefon și îmi vorbește frumos. Sau dacă, nu știu, mi-aduce mâncarea când este la serviciu, fuge repede și mi-aduce mâncarea. Sau dacă mi-aduce un buchet de flori, pur și simplu, așa, fără niciun motiv. În momentul ăla eu nu-i spun, da, asta e tendința noastră. Ok, la ce mi-a dus buchetul ăsta de flori? Adică, ce să fac cu el?
A, și tendința noastră este să ne gândim. A, iarăși a făcut o prostie, sigur, de-aia a venit el cu un buchet de flori. Nu, trebuie să apreciez gestul lui, efortul lui. Dacă mi-a pregătit cina sau dacă a stat cu copilul jumătate de oră, atât cât poate el să facă asta. Sau, nu știu, alte lucruri minore, da, a dus chiar tubul de hârtie igienică la gunoi. Este un lucru care trebuie apreciat. Și atunci evident că apare această iubire și acest lipici, da, între parteneri. Pe de altă parte, în momentul în care face gesturile astea, mie mi se pare normal. Și atunci îi spun în gândul meu, zic, păi mi se pare normal să ducă tubul de hârtie igienică sau să-și ducă șosetele la spălat. Nu e normal la vârsta asta, n-a învățat nimic de la mama lui. Da? Și atunci încep reproșurile. Când în relație ajungem să reproșăm foarte mult, din păcate nu face decât să distrugă relația. Nu o crește. Și nu avem cum să vedem dincolo de aceste paravane ale reproșurilor și ale criticilor. Și atunci cumva trebuie să las frâiele un pic mai jos și să văd partea bună a lucrurilor. Și mi-amintesc de Raluca că, apropo de ea, ea face acum, pune lipiciul ăla în relație după atâția ani și, într-adevăr, soțul ei în fiecare joi i-a făcut program, îi duce un buchet de flori, da? Sunt convinsă că lucrul ăsta îl apreciază Raluca, chiar dacă poate că după două luni de zile nu mai e la fel ca și în prima zi. Dar nu contează asta, contează faptul că el se ține de acel obicei pe care Raluca l-a făcut, l-a propus și ei îi oferă satisfacție. Și atunci normal că ea apreciază gestul lui, chiar dacă poate e infim, dar nu contează asta. Da? Zic bine, Raluca? O să povestesc așa despre o completare. Pauza în relația noastră a fost pentru că avem 3 copii. Și atunci eu mi-am canalizat multă energie în creștere, educație și da, de la mine vine asta, el pleca dimineața și venea seara și ne întâlneam la un moment dat. Ca o completare și cumva mie îmi place atunci când vorbesc despre imago. Pentru mine terapia este stilul meu de viață, îmi cresc copiii în imago, îmi trăiesc viața în imago și îmi construiesc relația cu soțul meu în imago. Da, o construiesc. În fiecare zi lucrăm la relația noastră. Pentru că imago vine și spune un lucru foarte frumos. Spune așa, relația părinților este grădina în care cresc florile acelor părinți. Și ne străduim. Am dreptate. Și atunci ne străduim să învățăm să trăim în armonie. Mai este un lucru foarte drăguț pe care aș fi vrut să-l completez așa la ce înseamnă relațiile astea de cuplu natural manifestate, pentru că foarte des bănuiesc ca și voi în cabinet, vin cupluri și îmi spun 2 săptămâni este bine, după 2 săptămâni o apucă nervii. Caută un motiv să ne certăm, caută un nod în papură sau invers. El caută un nod în papură. Și întreabă, dar de ce face treaba asta? Mă urăște? Nu mă vrea? S-a întâmplat ceva? Fără să-i fac nimic, vine și se ceartă cu mine. Și atunci, apropo de tipare, pentru că s-ar putea ca mulți, eu mă recunosc în asta, mulți să ne recunoaștem, dacă am trăit într-un mediu în care armonia a avut și note stresante, sau cum le privim noi psihologic ca fiind mai stresante, creierul nostru este învățat și cu puțin stres. Și atunci confortul este să creiem și puțin stres. Dacă celălalt a trăit într-o armonie în care, uite, nu ne batem, nu ne certăm, nu ne stricăm, nu ne balamucim, nu, da? Nu, suntem așa, discutăm pe liniște, celălalt partener vine cu alt tipar și el are nevoie de puțin entertainment și atunci îl caută, dar nu pentru că are ceva cu tine, pentru că așa detectează creierul lui ca fiind normalitate. V-ați regăsit aici zâmbetele, nu? Și am înțeles! Și acum ne liniștim. Deci este normal să fie așa. Valoros este să ne recunoaștem acest lucru. Dacă știm despre el, putem să gestionăm și să învățăm să facem armonie din ceea ce avem.
Da, aș vrea să mai completez aici încă un lucru. Ca să-l cunosc pe partener, am nevoie de acest jurnal de cuplu. De ce? Pentru că îmi intră în toate cotloanele și mă descoper în fața partenerului în așa fel încât să nu-mi fie frică să recunosc toate lucrurile respective. Adică dacă eu am fost abandonat, da, când am fost mic, dar nu recunosc asta și în ceea ce îi privește pe bărbați în general, ei au un atașament evitant și încearcă pe cât posibil să nu scoată, da, la iveală toate aceste trăiri care și pentru partener și pentru partener au fost la fel. Adică nu e că el a trăit într-un glob de cristal și a văzut doar fericirea și a venit acum, are o parteneră și ea a văzut doar dezastru. Nu. Cu toții avem plusuri și minusuri. Avem evenimente care ne-au marcat foarte mult și evenimente care ne-au bucurat foarte mult. Și atunci cumva jurnal de cuplu ne ajută să ne descoperim fără a ne fi frică. Da? Și atunci când folosim jurnal de cuplu, întotdeauna este una din cărțile care se cumpără în dublu exemplar. Da? Unul pentru el și unul pentru ea. Deci nu există că cumpărăm, asta puteți să o cumpărați doar într-un singur exemplar, dar aceste cărți se cumpără în două exemplare. Cred că este singura carte care se cumpără în două exemplare. De ce? Pentru că aici eu îmi scriu tot ceea ce trăiesc, am trăit și tot ceea ce simt. Da? Și cumva rămâne pentru mine, de aia și jurnal, dacă vă amintiți când eram mici, aveam jurnalul nostru în care ne scriam tot felul de lucruri. Așa este și acesta. Este un jurnal care rămâne pe viață. O mică completare. Acest jurnal, care mă bucur foarte tare că a apărut, este o copie destul de fidelă a materialelor de lucru pe care noi, ca terapeuți, le folosim în workshop-uri. În workshop-uri, fiecare partener, mă rog, arată diferit, nu arată așa, dar respectă foarte mult din activitățile care ne sunt propuse. Și așa cum spunea Nico, ne dă voie să intrăm în introspecție, este pentru că ne duce în zona de copilărie și dintr-o dată vedem care a fost tiparul meu relațional, care a fost părintele care mi-a influențat stilul meu relațional și atunci eu pot să-mi dau seama de ce uneori reacționez poate nepotrivit, poate mai ambalat, de ce reacționez așa, pentru că eu copiez un tipar, pentru că eu îmi amintesc de situațiile în care unul din părinții mei reacționau așa și este părintele la care eu, de la care eu am preluat mai mult din tiparul acesta. Și ce ne ajută jurnalul este să-mi dau seama în alt mod și să-mi cunosc diferit partenerul. De ce mi l-aș cunoaște diferit? Pentru că în felul acesta eu pot să continui să-mi construiesc o relație sănătoasă cu el și să înțeleg mai bine ce se întâmplă atunci când nu vreau să-l văd așa. Am mai venit cu un exemplu, lasă-mă să-l mai dau exemplul ăsta și gata. Deci, când mergem la doctor, în momentul în care mergem la doctor, ne doare piciorul, suntem răciți, da? Ne dă un tratament pe o rețetă. Te duci la farmacie, îți cumperi tratamentul și timp de 7 zile trebuie să-l urmezi. Ei, și asta este tot un fel de rețetă, da? Dar este pe o perioadă un pic mai lungă. Este o rețetă care ne vindecă relația. Dar nu este prescrisă cumva pe o rețetă. Mergi la editura Herald sau în librărie, o cumperi și o aplici. Cam ăsta este tratamentul pentru o relație sănătoasă și conștientă. Sabina, te-ai plictisit! Cât de importantă este în sudarea relației de cuplu și care presupunem că duce la o relație trainică și funcțională și longevivă, pentru că relație perfectă nu există. Cât de importante sunt valorile comune, planurile comune, proiectele comune ale celor doi parteneri?
Cred că în prima fază sunt, nu dăm atât de multă atenție. În momentul în care ne îndrăgostim sau ăsta este criteriul pentru care intrăm în relații și multă lume intră, dar nu toată lumea intră pe criteriul ăsta, dar sunt oameni care aleg mult mai rațional pe baza altor criterii legate de valori sau așa, da, să intre în relații de cuplu. Dar cred că majoritatea ne îndrăgostim întâi și ne gândim la valori după, dacă avem, adică pentru că proiecția ne face să vedem în celălalt ceea ce spune fantezia noastră că ar trebui să se întâmple. Apropo de ce am văzut, ce am trăit, la ce filme ne-am uitat, ce cărți am citit, cum au fost exemplele sau modelele de cuplu pe care le avem în jur. Și atunci cred că e foarte important sau ar fi foarte important și ține de educație să învățăm că de fapt iubirea sau da, nu e suficientă pentru o relație. Că de fapt o relație, ca să reziste în timp și să fie benefică pentru ambii parteneri, da? Că multe relații rezistă în timp, dar cumva rezistă din inerție sau din faptul că cineva este dispus să accepte compromisul doar pentru a păstra relația. Da? Dar scopul e să, relațiilor este să ne ajutăm unul pe altul, să ne vindecăm, să ne fie mai bine, să facem în așa fel încât, nefiind autosuficient, să ne facem bine unul altuia. Da? Și atunci, bineînțeles că e important să verificăm cât la sută din stilul de viață, lucrurile, da, modul în care ne petrecem timpul, valorile de creșterea copiilor, de religie, nu știu, lucruri cu adevărat fundamentale, pentru că sunt valori negociabile și valori nenegociabile. Da, eu pot să negociez dacă merg cu tine și mănânc sushi sau mâncăm pizza, dar poate nu pot să negociez dacă eu vreau copii și tu nu vrei. Asta nu e o chestie pe care putem să o negociem fără repercursiuni, fără consecințe, da? Și atunci, dacă ne prefacem că lucrurile astea nu sunt importante, ele vor apărea în lupta pentru putere. Da? Atunci se va simți tot ce am neglijat pentru că speram, da? Ideea asta de oamenii speră mult mai mult că lucrurile se vor rezolva sau că cineva va face ceva, dar de fapt partea noastră de relație înseamnă să ne uităm la noi și să știm ce avem de făcut și să știm că a fi într-o relație despre a munci la relația respectivă. Dar nu a munci în sensul în care e groaznic, trebuie să mă ridic, să mă duc la muncă, pentru că atunci nu e. Am șansa să mă duc să muncesc pentru lucrurile pe care le vreau, pentru că am niște recompense, pentru că am niște beneficii, pentru că îmi e mai bine dacă muncesc decât dacă nu muncesc. Da. Dar dacă munca e doar o corvoadă, asta se aplică peste tot și e la fel legat de valori. Mulțumim foarte mult, Sabina. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre conectarea în cuplu prin terapia, prin dialogul Imago. Cărțile despre care am vorbit în cadrul acestui eveniment, Jurnal de cuplu și Primește iubirea pe care o dorești, de Herbie Hendricks și Helena Kelly Hunt. Au fost alături de noi Raluca Tita, psiholog clinician, psihoterapeut Imago, Nicoleta Burlacu, psiholog clinician, psihoterapeut Imago, Strugariu, psihoterapeut integrativ, cărora le mulțumim mult pentru informațiile extrem de utile și de prețioase care oferite în această după-amiază. Noi, în seria evenimentelor la standul editurii Herald, astăzi, sâmbătă, 4 iunie, și vă așteptăm mâine de la ora 12:30 la primul eveniment care deschide șirul evenimentelor lansărilor de duminică, ultima zi de târg aici la Bookfest. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe Facebook și ne vedem mâine. Aveți o zi minunată în continuare!